Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. 70 de ortaci de la exploatarea minieră Livezeni au refuzat astăzi să intre în șut. DN7A a fost predat în sfârșit constructorului, care se va ocupa de reabilitare, iar în câteva zile muncitorii și utilajele vor lucra în teren. De înălțare, eroii vor fi comemorați la Petroșani, în cimitirul eroilor din localitate. De ortaci de la exploatarea minieră Livezeni au refuzat astăzi să intre în șut. Nemulțumiți de situația complexului energetic Hunedoara și agitați de liderii lor de sindicat, minerii au cerut explicații directorului general Constantin Jujan. Schimbul 2 al minei Livezeni a refuzat astăzi să intre în subteran. Ei s-au oprit în sala de pontaj, unde au cerut explicații liderilor de sindicat care îi reprezintă. Chemat de ortaci, directorul general Constantin Jujan a mers în mijlocul lor pentru a le da explicații, reușind, din fericire, să-i liniștească pe mineri, concluzionând că protestul a fost unul organizat de sindicate. Un protest, spun eu, spontan organizat, de neînțelegere între sindicatele de la această unitate și în general. Problemele complexului se cunosc și le cunosc și oamenii. Nu este nemulțumirea legată neapărat de acordarea tichetelor de masă sau tichetelor cadou. Am anunțat că există întârzieri în ceea ce privește achiziția lor. Nu am renunțat la acordarea lor. Complexul are o gravă problemă legată de asigurarea lichidităților. Sunt și niște disfuncționalități în ceea ce privește acordarea ajutorului de stat, cel care este prevăzut într-o ordonanță de urgență și urmează să fie acordat și al doilea în perioada următoare. Organizat sau nu, protestul are la bază și situația critică prin care trece societatea. Există o singură nemulțumire a tuturor legată de perspectiva funcționării complexului. În rest, s-a radicalizat lupta asta sindicală între energeticieni și mineri pe de o parte, de când a apărut această sintagmă în comunicatul Comisiei Europene privind separarea activității miniere de activitatea energetică. Și din acel moment s-a indus o stare în rândul angajaților și din energie și din minerit că cel mai bine este să se descurce fiecare separat. Un lucru greșit, activitatea complexului ne privește pe toți și conducerea și conducerea ministerului. A intrat minerii în schimb? O întârziere? Da. Au întârziat. Eu am fost la o conciliere la prefectură legată de insolvența cerută de APA Prod, dar, mă rog, dacă asta este un mod de lucru pe care cred că l-au sesizat și alții în ceea ce privește blocarea activității, atât a oamenilor cât și a conducătorilor. Pentru că, la fel a fost și săptămâna trecută la Mintia, tot un protest spontan organizat. Păi bună, dacă vorbim despre astfel de lucruri, nu se sesizează nimeni, pentru că nu este normal ca să incizi niște oameni și să se întâmple până la urmă desfășurarea procesului aici. E adevărat, este, ar trebui să fie în atenția și altor instituții abilitate. A început liceul ca fată și îl termină ca bărbat, dar nimeni nu știe cum i-a fost până acum. O tânără din Petroșani este primul caz din județul Hunedoara și al treilea din țară, care reușește în baza unei hotărâri judecătorești și cu acte medicale să devină ceea ce este cu adevărat de la naștere, bărbat.
De câte ori nu am auzit expresia "nu m-am născut în pielea mea" și poate ne-am gândit la o dereglare psihică, mai mult decât la una hormonală. Un tânăr din Petroșani a reușit să învingă barierele, să dovedească medical ce este cu adevărat și asta în ciuda tuturor, inclusiv a medicilor și specialiștilor care nu odată s-au arătat neputincioși. Singurul sprijin i-a fost familia și poate tocmai de aceea a preferat să-și ascundă și acum identitatea. Nu îi vom da numele, dar vrem să îl lăsăm să ne spună povestea lui. De la vârsta de 3 ani am început să manifest caracteristici masculine și prima dată când am realizat este în momentul în care simți hormoni în corp. Adică la vârsta de 12 ani, când este perioada adolescenței, pur și simplu am simțit că hormonii nu sunt normali și atunci am realizat că am nevoie de o schimbare. Chiar dacă nu știam cum se numește tot ceea ce am început să caut pe cont propriu și la vârsta de 16 ani știam tot procesul. Singura care l-a susținut mereu a fost mama lui, care știa că a născut o fată, dar care realiza în fiecare zi că are un băiat și că abia acum este fericit. Cât timp a fost fată, a fost nefericit. Știu cazuri care au fost copii dați afară din casă, dar trebuie să ne gândim că facem copii pentru ei să-și aleagă ei drumul. Este un caz rar, dar colegii care au aflat recent îl susțin. Toți ei sunt alături, chiar dacă medicii specialiști s-au arătat nu odată neputincioși. La începutul anului am anunțat pe toți, unul știau și de dinainte și mi-au acceptat identitatea complet împreună cu profesorii. Nu a fost ușor deloc, în Petroșani am fost dezamăgiți și toți ne-au spus să renunțăm, că nu vom reuși niciodată, începând de la doctori, până la cunoștințe și... A zis să trăiască ca o persoană ascunsă într-un corp în care nu-l recunoaște, că o să ajungă un fel de mascotă. Dar copilul nu a cedat, are o personalitate puternică și a zis că nu s-a născut pentru a-i se impune cum să trăiască și că alege singur. Și a ales ce îi dictau hormonii și testele au arătat că e bărbat, dar captiv într-o carcasă de care vrea să scape. De fapt, în câteva zile va ieși și hotărârea judecătorească și după ce își ia bacalaureatul vrea să-i ajute pe toți cei care sunt ca el, dar în Anglia. Mai întrebuie minim 8 în bacalaureat și mă duc pe Facultatea de Psihologie și Criminologie, tocmai special pentru a ajuta persoanele ca mine. Te vei întoarce în țară? Eu sper că da, în vizită, dar am un plan mult mai mare de viitor decât o singură țară. Vreau să fac ceva la nivel internațional, o asociație prin care să fie ajutați nu numai persoanele ca mine, ci în general persoanele care medicii le spun că nu avem experiența necesară. Pentru că mi s-a întâmplat să intru într-un cabinet să mi se zică nu avem experiența necesară, vă rugăm încercați în altă parte. Șocați de faptul că are o inteligență sclipitoare, că e un copil deschis, dar că are analize de sânge ce înclină în altă parte balanța, tânărul nostru a luptat singur și s-a regăsit pe sine. Nu mai are mult și viața ei se va schimba, odată cu numele pe care îl poartă. Cazul este unic în județul Hunedoara și chiar cei de la medicină legală au acceptat tacit ideea, iar el va pleca din Petroșan ca să le ofere și altor oameni sprijin. Vrea ca la final nimeni să nu fie catalogat ca bolnav psihic și asta va reuși în Anglia, acolo unde pleacă în toamnă. Drumul Național 7A ce face legătura între Petroșani și județul Vâlcea a fost predat constructorului. Astfel, în următoarele zile, artera rutieră va intra în șantier. O întâlnire ce a avut loc ieri între reprezentanții prefecturii județului Hunedoara, ai administrațiilor publice petrilene și petroșenene, dar și ai unei firme constructoare, a făcut lumină în cazul drumului național 7A. Astfel, artera rutieră a fost predată în sfârșit constructorului, care se va ocupa de reabilitare, iar în câteva zile muncitorii și utilajele vor lucra în teren. S-a stabilit că de astăzi încep lucrările, de astăzi au ordine de începere, iar drumul dintre Petroșan și Petrila este tot 7A, deci acolo este pe zonă calamitată, pentru că anul trecut au fost ceva alunecări de teren, care vor continua dacă nu vor fi susținute malurile. Nu se va intra cu utilaje, astăzi va fi punerea în posesie a terenului, se dă terenul în lucru. Probabil că în 3-4 zile se va începe cu utilaje și cu oameni. Dacă până acum principala cauză pentru care începerea lucrărilor pe această arteră rutieră a fost lipsa banilor, acum aceștia nu vor mai pune piedici, asta pentru că toate fondurile necesare realizării proiectului s-au alocat.
De înălțare, eroii vor fi comemorați la Petroșani, în cimitirul eroilor din localitate. Edilii locale își amintesc mereu de cei care sunt îngropați în acest loc și ca de fiecare dată vor avea loc ceremonii în memoria lor. La 40 de zile de la Paști, în ziua de înălțare, atunci când ne amintim de cei ce au plecat dintre noi pentru o cauză nobilă, în cimitirul eroilor de la Petroșani intră zeci de oameni, copii și bătrâni, edili locali și întreaga comunitate, pentru că acolo sunt înhumați cei care cândva au căzut cu arma în mâini pe aceste locuri. Joi va avea loc această ceremonie la cimitirul eroilor, așa cum celebrăm în fiecare an acest moment important pentru comunitatea noastră. Va fi o depunere de coroane de flori din partea instituțiilor de pe raza municipiului Petroșani și a partidelor politice. Sigur, întotdeauna avem sprijinul grădiniței de sus din centru, unde vor fi prezenți și copiii și, sigur, Părintele Muntean, ca de fiecare dată, va oficia ceremonia religioasă. Cimitirul eroilor de la Petroșani a fost înființat în 1917 de către administrația germano-austro-ungară de la acea vreme și acolo sunt înhumați 130 de eroi căzuți în primul război mondial în Valea Jiului, unde au fost lupte. Toate crucile de aici sunt vegheate de monumentul ostașului necunoscut, ca un omagiu adus celor ce au luptat pe front și al căror nume a fost uitat în timp. Sute de elevi din municipiul Hunedoara au participat ieri la evenimentul Punții de legătură și parteneriate între mediul de afaceri și instituțiile de învățământ. Eveniment în timpul căruia a fost prezentată oferta de studii a Facultății de Inginerie din Hunedoara. Dacă inițial facultatea de la Hunedoara a funcționat cu specializări în domeniile electric, mecanic și metalurgic, pe parcursul ultimilor 20 de ani, conducerea instituției a adăugat noi specializări: informatică industrială, inginerie economică, autovehicule rutiere, inginerie electrică și calculatoare, dar și ingineria valorificării deșeurilor. Un lucru îmbucurător pentru viitorii studenți este că reprezentanții companiei ArcelorMittal vor oferi 14 burse. 10 dintre acestea vor fi pentru domeniul ingineriei materialelor, iar 4 pentru domeniul ingineriei electrice și energetice, pentru că acestea sunt domeniile în care este nevoie de ingineri la Hunedoara. În plus, deputatul Carmen Hărău, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Inginerie de mai bine de 15 ani, a anunțat că, având în vedere și calitatea ei de investitor local, vrea să-i motiveze pe tinerii hunedoreni să continue studiile după absolvirea liceului și să aleagă Facultatea de Inginerie. Astfel, pe parcursul următorilor 4 ani, deputatul PNL va acorda 4 burse, câte 500 de lei. Anul acesta noi, cei din Partidul Național Liberal, sărbătorim 140 de ani de când s-a înființat partidul nostru. Bursele pe care eu le acord și împreună cu colegii mei o să încercăm să le suplimentăm pe parcursul anilor, se numesc IC Brătianu. Este aceasta o modalitate de a informa tânăra generație că avem niște înaintași patrioți dedicați țării cu mare aplecare spre cultură și spre învățământ. La Facultatea de Inginerie de la Hunedoara învață în acest moment aproximativ 900 de studenți, în cele 6 secții de licență și 5 de master. Cadrele militare de la 6 garnizoane din județul Hunedoara au fost sărbătorite astăzi printr-o slujbă organizată de Episcopia Devei și Hunedoarei. Acțiunea a avut o dublă semnificație, istorică și religioasă. Ziua eroilor este marcată odată cu ziua înălțării Domnului, respectiv a 40-a zi după Paști. Însă Episcopia Devei a dorit să aducă un omagiu celor căzuți pe câmpul de luptă în avans. Astfel au fost depuse coroane la monumentul istoric Horea, Cloșca și Crișan din curtea Bisericii Episcopale. Alături de veteranii de război, la acțiune au fost prezente și oficialități locale și județene. Noi, militarii în rezervă, din Asociația Cadrelor Unitare în Rezervă și Retragere, județul Hunedoara, sub denumirea de Sarmis Getuza, am venit astăzi la centru eparhial într-un eveniment complex pentru o întâlnire între biserica locului și militarii locului pentru a conlucra pe mai departe într-un binele neamului nostru, pentru întărirea identității neamului și să facem în așa fel ca poporul român să fie ortodox, liber și stăpân la el acasă, astăzi, mâine și în vecii vecilor. Sentimentele care mă încearcă, aceleași care le-au știut întotdeauna. Când vorbim de armată română, când vorbim de țara asta, nu poate să nu te înfioreze ceva.
Și din acest moment vă spun, din acest motiv vă spun încă o dată, chiar sunt bucuros și îmi face plăcere că am reușit să fiu la acest eveniment și sper să ne vedem și cu alte ocazii. La finalul ceremoniei, toți veteranii de război au intrat în biserică, unde a avut loc o rugăciune în memoria tuturor camarazilor căzuți pe câmpul de luptă. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți partea de o seară cât mai bună!